Pompierul care aleargă din dragoste pentru copii. Iulian Rotariu, un pompier de 40 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, este singurul român care a reușit să termine o cursă infernală în deșertul Gobi, la granița dintre China și Mongolia. Acesta s-a pregătit intens pentru ultramaratonul Gobi March. Competiția s-a desfășurat în perioada 19-26 iunie, iar pompierul botoșanean a obținut un uimitor loc 4, fiind la o diferență foarte mică de câștigător de 1,37 de minute. Startul s-a dat din localitatea Hami, competiția fiind organizată de Asociația For Deserts. Concurenții au avut sarcina de a alerga 250 de kilometri timp de 7 zile. A fost o adevărată provocare pentru ei datorită faptului că au trebuit să facă față temperaturilor extreme. Mai precis, concurenții au alergat la 2500 de metri altitudine în condiții de iarnă, viscol, iar în ultimele trei zile au alergat prin deșert la temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Iulia Rotariu a alergat în deșertul Gobi în condiții greu de imaginat pentru copiii cu autism din Botoșani, aceasta fiind cauza sa. Pompierul botoșanean a început să alerge în competiții de maraton pentru inima copilului său, un băiețel de numai 3 ani ce suferă de insuficiență ventriculară, oferindu-i bucuria de a-și vedea tatăl pe podium. Visul cel mai mare al maratonistului botoșanean constă în participarea la competițiile extreme în scop umanitar.